parte de nuestra Junta de Gracias y pareja. Bine, apariția rotului Republica Moldova este marcată de un eveniment mai comun trist, și anume că presa Republica Moldova este la cel mai înalt nivel. Dacă o să mergeți în Moldova sau în capitala ei Chișinău, să vedeți că știrile Republica Moldova este altceva decât în tot întreg, care este multiplicat și dat sub o formă sau o altă la diferite televiziuni și teatre. Deci sunt practic aceleași știri pe care le citești în fiecare zi și în vezi la fiecare proiect de știri. Pornind la această premisă, internetul, prin urmare și blogging-ul, a apărut ca o alternativă a presei din Republica Moldova. Oamenii s-au săturat să vadă la știri doar politică și ceea ce spun sau ce fac politicienii și încetul oamenii au început să scrie pe bloguri ce fac oamenii, pentru că asta lipsește sistemul informațional de Republica Moldova, știrile despre oameni. Problema e că blogurile Republica Moldova sunt oarecum politizate sau majoritatea blogurilor preferă să scrie despre politică, pentru că este un domeniu destul de sensibil, probabil, și din cauza trecutului sovietic al Republicii.